Andrei Cocieru, hairstylist cu renume, a făcut stagii în Londra, Sochi, Kiev și Sankt Petersburg. Salut! Salut! Azi va fi ceva deosebit. Vei fi vopsită de către mine și încă ceva. Va fi o surpriză. Astăzi nu vom demonstra tunsoarea pe care vom face-o, dar vom demonstra o coafură. Ți-am promis că voi alege o culoare care ți se va potrivi, o culoare care nu o să trebuiască de fiecare dată să cauți. Poate să fie o culoare asemănătoare cu ceea ce ai. Poate să fie o confirmare că totuși asta ți se potrivește și tu nu erai atât de sigură că asta este culoarea ta. Dar eu am să încerc și sunt sigur că am să te conving să-ți demonstrez că culoarea care am ales-o va fi culoarea ta. Bine? Abia aștept. Să începem! La mine părul se electrizează foarte tare și foarte greu se aranjează. Interesant chiar din ce cauză? Din cauza vopselii sau poate ceva, nu știu. Cred că electricitatea la voi e mai ieftină acolo la Candemir și voi profitați și vă electrocutați toți așa și părul și tot, da? Noi avem un fir foarte subțire de păr. Chiar fiind și natural, la fel se electrizează de la haine. Mai ales în perioada rece, pentru că ne aflăm în această perioadă rece. În cazul când este natural, trebuie să folosim o cremă care hidratează firul de păr la capete, așa, un ulei, ca el să fie mai sănătos, mai puternic. Putem să folosim din gama Essensity, avem această gamă, este foarte bună, are toate produsele de care avem nevoie. La fel putem să folosim aceste produse din gama Bonacur, ca să nu se electrizeze atunci când este vopsit, e aceeași procedură. Acum am folosit vopseaua Igora, este din gama Schwarzkopf, este o vopsea care ne ajută ca să depășim limitele. Am folosit o pudră pentru volum din gama Oasis, în această gamă avem șampon uscat, acest șampon uscat ne scoate luciul ăsta de lac. Am folosit o spumă din gama Professional, cel mai important lucru care l-am folosit este un șampon din gama Bonacur Repair, ce are și masca și balzamul. Sunt toate niște produse foarte bune și eu ți le recomand. Urmează în